pastilla da fisico. Legge a lui om. Fizicianul german Georg Simonom a descoperit proporționalitatea dintre tensiunea electrică, intensitatea curentului electric și rezistența electrică, care a devenit cunoscută în lumea științifică ca legea conducției electrice sau legea lui Ohm. Orice circuit electric este format din circuitul exterior, ceea ce se află în exteriorul generatorului, și circuitul interior, adică interiorul generatorului. Pentru a măsura tensiunea electrică pe o porțiune de circuit folosim un voltmetru pe care îl legăm la capetele porțiunii. Pentru a măsura intensitatea curentului electric care trece prin acea porțiune de circuit folosim un ampermetru legat în serie. Intensitatea curentului electric care trece printr-o porțiune de circuit este direct proporțională cu tensiunea aplicată la capetele porțiunii de circuit și invers proporțională cu rezistența acelei porțiuni de circuit. Iată cum poți ține minte mai ușor legea lui Ohm. Intensitatea curentului electric este direct proporțională cu tensiunea electromotoare a generatorului și invers proporțională cu rezistența electrică totală a circuitului. Atunci când rezistența circuitului exterior este zero, apare un scurt circuit. Intensitatea curentului de scurt circuit este egală cu raportul Ampere. Calculează căderile de tensiune pe circuitul exterior și pe cel interior, într-un circuit în care se află un generator cu tensiunea electromotoare de 12 V și rezistență internă de 1 Ohm, precum și un rezistor cu rezistența 11 Ohm. Intensitatea curentului electric este egală cu 1 amper. Căderea de tensiune pe circuitul exterior este egală cu 11 volți, iar căderea de tensiune pe circuitul interior este 1 volt. Legea lui Ohm se poate scrie pe o porțiune de circuit când intensitatea curentului electric este egală cu Ampere. Sau pe tot circuitul când intensitatea curentului electric este egală cu Ampere plus R. Când rezistența circuitului exterior este zero, intensitatea curentului de scurt circuit este egală cu raportul Ampere.